Povestire cu Nasrattin Hoxha, recolta de aur. Nasrattin împrumută câteva grame de aur și se duse să le ascundă în deșert. Începu să sape o groapă în nisip. Tocmai atunci trecea pe acolo padișahul, care se ducea ca de obicei la vânătoare. Văzându-l pe Nasrattin, îl chemă la el și îl întrebă: ce făceai acolo? O, înălțimea ta, după cum ai văzut, m-am apucat să plantez niște aur, răspunse Nasrattin senin. Uluit, padișahul a vrut să știe mai multe. Și după ce îl plantezi, ce o să se întâmple? Nimic neobișnuit. Peste 5 zile o să mă întorc să adun recolta, dar cred că va fi de vreo jumătate de kilogram de aur. Padișahul făcu ochii mari de uimire. Dragul meu, Nasrattin, dar n-ai să te îmbogățești plantând doar o cantitate atât de mică. Ar trebui să pui mai mult. Dacă vrei, îți dau eu. Și după ce aurul se va înmulți, îmi dai 80% din el și păstrezi restul. Te învoiești? Da, se învoi Nasrattin. A doua zi se duse la palatul padișahului, care îi dădu o jumătate de kilogram de aur. După vreo 2 săptămâni, Nasrattin i-a dus acestuia înapoi o recoltă de 2 kilograme de aur. Padișahul se minună foarte tare și, fiind cuprins de o lăcomie nemăsurată, le ordonă slujitorilor săi să-i dea lui Nasrattin tot aurul din dezaur să-l planteze în deșert. Nasrattin luă aurul și îl împărți săracilor. După alte 2 săptămâni, se duse iar la palat, dar de această dată cu mâinile goale și cu un chip care nu prevestea nimic bun. Înălțimea ta, s-a întâmplat așa o mare nenorocire cum nici nu-ți poți închipui. Și Nasrattin început să plângă în hohote. Ai văzut că n-a mai plouat deloc de atâtea zile. Și aurul s-a uscat. S-a dus pe apa sâmbetei toată recolta noastră. Mincinosule, exclamă padișahul înfuriat la culme, pe cine crezi tu că duci de nas cu așa ceva? Bine, dar dacă m-ai crezut de unăzi, când ți-am adus prima recoltă de aur, de ce nu mă crezi și acum, când îți spun că aurul s-a uscat?